La fel ca în fiecare an, cluburile din Europa încing tratativele pentru cei mai în vogă fotbaliști încă din perioada de iarnă. Dacă în Anglia ultima mutare poate fi oficializată pe 31 ianuarie, echipele din Italia, Spania, Franța și Germania au timp până pe 2 februarie să-și definitiveze loturile. Campionatul Turcii, Galatasaray, a mai detonat o bombă pe piața transferurilor. Atacantul în vârstă de 34 de ani, Didier Drogba, a semnat pe un an și jumătate cu gruparea de pe malul Bosforului. Fostul jucător al lui Chelsea a refuzat o revenire pe Stamford Bridge pentru a evolua cu Galata în optimile Ligii Campionilor, acolo unde turcii vor întâlni pe Schalke 04. Pe Alisa Miem poate ajunge în această săptămână și fundașul Kolo Touré de la Manchester City.